Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip cu analiza săptămânii, sunt foarte fericit să pot să fiu astăzi alături de voi, în acest clip vom discuta mai multe aspecte, e foarte important clipul ăsta pentru că o să avem o săptămână de foc, după cum știți vine o săptămână de foc, 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 foarte multe evenimente, se întâmplă foarte multe lucruri în piață și vreau să le discutăm pe toate acum, să clarificăm în mare și să atingem niște subiecte interesante, așa că să dăm drumul la treabă. Pentru cei ce nu știți în ce constă această serie, în prima fază o să discutăm evenimentele economice care urmează să se întâmple, partea, și o să afecteze piața um, pentru următoarea săptămână, de asemenea o să ne uităm peste potențiale intrări, potențiale zone de profit, o să ne uităm peste tranzacții pe care le-am avut în trecut, o să discutăm mai multe aspecte în așa fel încât să fie un clip cât mai complet în care să transmit o informație cât mai valoroasă într-un format cât mai scurt, să nu dureze foarte mult, să nu vă mănânce mult timp pentru că timpul e foarte valoros și de fapt e cel mai valoros din punctul meu de vedere. De asta o să încerc să țin totul între, nu știu, tot clipul să dureze între 10 și 15 minute maxim. Aș vrea să, să fie cât mai bine comprimat. Acum, um, avem o săptămână de foc, după cum v-am zis. Poate mulți ați intrat azi pe grafice și v-ați uitat și ați văzut că multe piese sunt închise și o să vă întrebați de ce sunt închise, de ce nu merg sau ce se întâmplă. Lucrul ăsta se întâmplă deoarece avem bank holiday, mă rog, este avem holiday în general în United Kingdom, Germany, Switzerland, Italia, Franța, Spania și așa mai departe, United Kingdom, Hong Kong, deci avem, avem holiday are legătură cu Paștele, în mare parte, după cum știți și vinerea a fost, a fost vinerea mare, acum am avut avem Paștele, de o perioadă în care o să avem ceva o să mai avem niște evenimente, să știți și na este normal, asta este perioada în aprilie se, se întâmplă aceste tipuri deci este absolut normal și în fiecare an se întâmplă la fel, efectiv se repetă aceleași lucruri asta e frumusețea în domeniul ăsta atât ce treci prin 2-3 cicluri deja deci prin 3 ani de trading deja se repetă aceleași chestii la infinit deja învăța cum funcționează lucruri lucrurile, e, e repetitiv și e frumos. Că știi ce ai de făcut. Bun. Revenind, um, astăzi e ziua de luni de astăzi. Ce înseamnă pentru mine să că nu tranzacționez? Deci astăzi nu sunt pe grafice. Astăzi am fost aici, am făcut niște backtesting, îmi rezolv treburi, lucrez toată ziua de dimineață până seara la fel clasic, dar nu tranzacționez pentru că nu, nu vreau, mie nu-mi place să risc bani pe ceva ce incert. Nu-mi place să risc bani pe o piață. Uite, spre exemplu, piațe deschise sunt cele din state, dar n-ai volum de tranzacționare, e ciudat, algoritmii nu sunt active, adică nu, nu, vreau să risc pur și simplu, nu vreau să risc, pe, să risc bani pe aceste potențiale oportunități. De asta o să vă zic exact în acest clip și ce zile voi tranzacționa și ce zile nu. Hai să mergem mai departe. Mâine avem German CPI-ul. Și uh, mâine cred că o să mă uit în mare parte peste piața de America Adică o să mă uit peste două, trei parități pe zona de Forex O să mă uit pe Nasdaq, pe US30 O să fiu cu ochii pe ele Mâine plănuiesc să fiu pe grafice, să știți de pe acum uh, Probabil după ora 12 Deci uh, cam asta cam asta o să fie pentru mâine, vă anunț de pe acum uh, După care, miercuri Avem iar, avem, deci e săptămână de foc Avem CPI-ul pe, pe zona euro Iar miercuri nu voi tranzacționa până pe la ora... 1-2, cred că pe la 1-2 voi intra să treacă 2 ore de la CPI să se anunțe, să treacă 2 ore, să văd că e totul regulă și intru. Restul nu mă interesează așa tare, mai e speech ul lui Jerome, dar nu cred că o să fie foarte important al președintelui Fed. Rămâne de văzut, dar nu știu acum să e chiar atât de important. Joi avem o zi ok, ok și nici asta nu e perfectă, pentru că avem bank holiday în Hong Kong și China, deci nu se de toată partea de Asia, să știți. Și e posibil iar că partea de Asia are volum important și chiar dacă Londra și New York sunt, uh, sunt majoritare, și partea de Asia contează, și iar nu o să avem o zi perfectă. Uh, dar uh, și joi o să fiu pe grafice, Deja rămâne așa. Planul. Marți, um, pe zonă de state. Miercuri o să fiu după ora 1-2, mm. după amiaza. Iar o, joi o să fiu, dar cu atenție. Să vedem ce găsim. Săptămâna asta aș vrea să mă limitez, aș vrea să merg cu una, două tranzacții, poate trei, dar să fie totul calculat, o risc calculat um, și totul cât mai, cât mai clar. Nu forțați, nu încercați, nu vă apucați să băgați 1, 6, 2, 3, 20, 30, 50 de trade unul după altul, pentru că nu o să ajute cu nimic. Mai mult o să vă, o să vă pierdă lucrul ăsta. Trebuie să învățăm ca în săptămâne bune să profităm, să executăm. Iar în săptămâne care se preconizează a fi periculoase, să avem grijă și să ne poziționăm într-un mod cât mai relaxat în așa fel încât să, să ne scadem șansa de a avea luzuri. Și practic să ne îmbunătățim automat rata de câștig. Ok, Vineri avem NFP-ul fiind prima vineri din lună, adică după cum știți a început în aprilie și acum fiind vineri, este prima vineri din lună, avem NFP non-farm payrolls, la fel eu nu tranzacționez NFP, deci m-ați zimerit pe săptămâna asta e pe house, bine, cei drept săptămâna trecută n-am avut știri, cred că de vreo 2-3 săptămâni, nimic important, adică am mai fost atunci cu FOMC-ul care a afectat destul de tare piața, dar în afară de FOMC n-am avut știri aproape deloc, adică efectiv au fost, na, piața liberă și de asta acum vin toate compresate, dar mie îmi place, prefer să vină toate așa într-o săptămână. Sunt o săptămână mai pe relax mode, mă focusez, îmi rezolv alte aspecte mult mai atent și trading-ul țin un pic mai într-o parte și după aceea vine o săptămână în care sunt încărcat la maxim și într-un full focus și fac doar trading și așa funcționează. Săptămâna trecută a fost așa. Săptămâna trecută a fost senzațională pentru mine, mi-a plăcut foarte mult și da, cam, cam asta ar fi când vine vorba de, de știri. Deci ne-am uitat cu atenție astăzi, am stat 5 minute pe zona de știri. Hai să ne uităm un pic, vreau să vă arăt până una alta tranzacții pe care le-am avut săptămâna trecută, un pic să ne uităm peste, peste acestea, până una alta, văd foarte multe persoane care mă întreabă de alăturarea în comunitate, în cazul în care vreți să vă alăturați în comunitate și așa mai departe, vă aștept, în descriere găsiți un link către apelul gratuit cu mine sau cu echipa mea, vă puteți programa acolo și ne auzim la o discuție în care discutăm despre potențiala intrare în comunitate. Țineți minte, este complet gratuită, dar fiecare persoană are maxim o Uh, un apel, deci dacă nu sunteți interesați de partea asta, nu-l folosiți pentru că nu are sens uh, să-l să lirosiți. În momentul în care sunteți interesați de comunitate, îl folosiți. Bun, mergem mai departe. Uh, hai să ne uităm un pic pe aici. Am avut patru tranzacții săptămâna trecută. Am avut o tranzacție, un short pe us Am avut un long pe DAX. Am avut un short pe DAX și am avut încă un short pe Nasdaq. Mie personal îmi plac mai mult short decât long-urile, să nu știu dacă ați observat chestia asta pe termen lung de execut Nu la mult, mult poziție short decât poziții de long. În cazul de față am avut 3 win-uri și un lose. Riscurile, mă rog, profita a fost 1224 de euro la primul, 1571 la al doilea, minus 570 la al treilea și plus 1469 la acesta. Asta este doar, reprezintă doar tranzacțiile de la FTMO. Dar în orice caz, frumos, Mișcă bine, o săptămână foarte bună, o săptămâna trecută mi-a plăcut foarte mult și era cazul să vină ceva în genul ăsta Și am vrut să ne uităm un pic și, și, și pe stele, în majoritatea au fost executate cu Have the Day, of the Day, strategia clasică pe care știți că o discutăm mereu uh, Și nu rog, strategia în detaliu și a fost și una executată pe partea de lichiditate locală, parcă, ia să vedem, a, ultimul, ăsta, ăsta a fost Ultimul, pe Nasdaq, a fost executat pe baza de lichiditate, de liquiditate majoră slash locală, bun uh, am tăiat aici, mergem mai departe. Și acum hai să dăm drumul și la graficele noastre mult iubite. Ca și parte de analiza tehnică astăzi nu e la fel de interesant ca datele trecute pentru că în primul rând nu prea nu avem mișcare, piața e închisă după cum știți cel puțin pe unele, uite, pe exemplu pe DAX piața este închisă. Și na, ultima candele ce a rămasă de joi, deci de joi nu mai deschisă piața. Uh, și na, când o să se deschidă o să fie un pic ciutat, adică o să se deschidă de la 12.00, cred, sau ceva din genul ăsta și nu nu știu exact unde se va deschide, cum se va deschide. Momentan astea sunt zonele de interes, să zic așa, dar suntem și aproape de all-time high, deci nu arată cel mai bine graficul ăsta. V-am marcat aici orientativ 3, 3 zone, dar nu sunt cele mai puternice, prin urmare rămâne de văzut dacă mergem și pe 5 minute. Mh, mh, mh. Hai să vedem, hai să vedem dacă deschidem spre all-time high sau mai sus sau dacă deschidem și facem o corecție și mergem în zona de jos. Rămâne de văzut, chiar sunt, chiar sunt foarte curios. Ok, US30. US30 arată un pic mai decent, asta e deschis, iar volumul este de tranzacționare este unul destul de mic. Vă că am avut un short. Ia, hai să vedem cum arată și acesta. Avem o, o mișcare destul de puternică în jos, bine, iar e la all time high și ăsta. atins pragul de 40.000. US30, ok. Foarte interesant. Vreau să verific rapid ceva. Deci, gândiți-vă că eu tranzacționez US30 și îl urmăresc din perioada în care era 19.000 și mai 40.000. Wow, nu mi-e să cred. Nu mi-e să cred, wow. Da, revenind, uh, cam asta ar fi câteva zone pe care le urmăresc. Puteți să puneți pauză și să le notați. Uite, pun și mouse în dreptul lor. câteva zone de, de target pentru potențiale intrări. Momentan, oricum, nu avem n -am, n -am, ce să specific până mâine. Mâine rămâne de văzut dacă vor fi sau nu atinse, dar vă arăt orientativ. Asta este pe Nasdaq. Asta sunt câteva zone pe care, le, pe care le, urmăresc. Mergem mai departe la zona de Forex, avem GBPUSD-ul pe care o să fiu prezent mâine. Mâine o să ne uităm așa, din Nasdaq, GBPUSD, Euro, /USD, probabil și UK100 o să mă uit un pic. Um, no, cam, astea sunt, cam astea sunt zonele, nu o să intru mai, într-un detaliu mai, mai mare, n-am ce, n-am ce momentan. Asta este euro ul cam așa arată. Două zone, iar euro se deu destul de boring, dar rămâne de văzut ce ne oferă. Zona de cripto, la fel, uh, foarte, era clar că o să vină perioada asta în care o să mai stăm un pic în lateral. Uh, tot avem. Uh, ia să mergem pe 4 ore, să vedem care e situația. Deci am avut o corecție, știți, până în 61, după ce am reluat trendul. Acum merge un pic în lateral de vreo de miercuri, suntem în lateral. Uh, avem posibilitatea ori să rupem în sus și să continuăm mai departe trendul, care asta e probabilitatea mai mare de la ce văd eu aici, ori avem posibilitatea să facem o corecție ar până zona de jos și abia după. Rămâne de văzut. Momentan arată bine. Nu pare că ar vrea o corecție mai mare fără un eveniment Black Swan sau ceva de genul care să apară. Da, timp cât toate lucrurile se mențin așa cum sunt, cred că vom vedea Bitcoin în continuare în creștere. Deci am discutat despre zona de știi, am discutat despre zona asta, vreau să, vreau să vă mulțumesc pentru toată, toată susținerea pe care o, aduceți aduce lor nu știu dacă ați văzut discuția de săptămâna asta, dacă n-ați văzut-o vă recomand chiar acum să mergeți să o vedeți, să o ascultați măcar cât sunteți într pe muncă, cât sunteți la servici, cât uh, pe, jucați un joc și vă relaxați, ascultați în fundal discuția aia, uh, mie mi se pare foarte folositoare și foarte, foarte tare, vă mulțumesc pentru susținerea arătată la, la acele clipuri, de asemenea dacă susțineți acest clip și uh, seria m -a foarte mult un comentariu, m-ar foarte mult un like, uh, lucrurile astea sunt, sunt de folos și nu costă absolut nimic uh, și cam, cam, asta ar fi pentru asta, știu că de regulă stăm mai mult, stăm 5 minute, 18 minute, 20 minute, dar nu vreau să lungesc aiurea pentru că momentan cam asta este, este o spun de foc important este să vă focuseați pe știri, cei care, ce puteți să faceți în timpul ăsta e să țineți statistică, e să faceți backtesting zilele astea, e să uh, citiți, să învățați, să studiați, să vă dezvoltați și să fiți prezenți bine. Am zis, sunt vreo trei zile în care se poate face trading mâine, mâine răs, pe mine răs, mine o să fiu și eu pe ele acolo. Astăzi sunt doar pe grafici, doar le urmăresc, dar nu execut. Vineri nu o să o execut deloc. Deci cam, cam acestea ar fi. Până la urmă, vă salut cu, cu un respect mare, mare de tot. Vă mulțumesc pentru tot și ținem legătura mai departe. Pa, pa!